Un magazin de haine situat pe strada București din municipiul Călăraș a luat foc duminică 1 septembrie. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călăraș au fost solicitați să intervină în jurul orei 10:50. La fața locului s-a deplasat o auto specială de stingere și un echipaj smurt. Incendiul a fost stins în aproximativ 30 de minute, iar pagubele înregistrate s-au ridicat la suma de 8.000 de lei. Pompierii militari au reușit să salveze bunuri materiale în valoare de 50.000 de lei. Sursa de aprindere a fost o defecțiune la instalația electrică, în acest caz neînregistrându-se victime. Lasă-o ușor.